Instituția Avocatului Poporului, prin biroul teritorial Bacău, va demara o cercetare sociologică în rândul copiilor instituționalizați din mai multe centre rezidențiale din Moldova. Echipa se va deplasa la mai multe instituții de ocrotire a copilului din județul Neamț pentru a discuta cu aceștia. Raportul va fi finalizat la sfârșitul lunii mai. Instituția Avocatul Poporului, cu sprijinul UNICEF România, Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopții și Universității din București, desfășoară o cercetare asupra respectării drepturilor copiilor care se află în instituții rezidențiale din România. Biroul teritorial Bacău aplică aceste chestionare în centrele selectate din județul Bacău și județul Neamț. Aplicarea chestionarilor în județul Neamț urmează a fi efectuată în a doua jumătate a lunii aprilie, până ca finalizare 22 mai. Deci vom merge în aceste centre alese, care sunt în mare lor majoritate în Piatra Neamț, Târgu Neamț, acolo unde vom sta de vorbă cu copiii selectați și vom trage concluziile la final, când se va întocmi acest raport special, respectiv modul în care copiii își cunosc drepturile și modul în care sunt acestea respectate. Studiul va fi realizat de Avocatul Poporului în colaborare cu UNICEF România, Autoritatea Națională pentru Drepturile Copilului și Universitatea București și își propune conștientizarea de către copiii instituționalizați a drepturilor și obligațiilor pe care le au în raport cu diverse instituții ale statului.